prima parcare supraterană din municipiul Suceava, care se va construi pe strada Ștefan Tomșa în spatele primăriei, va costa 8,14 milioane de euro. Conform studiului de fezabilitate, clădirea va fi construită pe 5 niveluri, demisol, parter plus 3 etaje și va asigura în total 307 locuri de parcare. Între acestea, 54 de locuri de parcare sunt aferente stației de încărcare pentru mașinile electrice și 17 locuri pentru persoanele cu dizabilități. Deocamdată, singura sursă de finanțare a lucrării este bugetul local al municipiului, realizarea parcării supraterane nefiind finanțată prin programele europene.